mult prea tânără pentru a muri. E mult prea scumpă viața ei și vrea să trăiască pentru copilul căruia de curând i-a dat viață. În ziua în care a născut, a aflat că are cancer, iar acum, să fie mamă, are nevoie de 70.000 de euro. Are 23 de ani și este piteșteancă, din cartierul Trivale. Acum 3 luni aducea pe lume un înger, o fetiță, și tot atunci viața Cristinei s-a zguduit. La câteva ore după nașterea micuței, tânăra a fost diagnosticată cu cea mai nemiloasă boală, cancer. N-a mai ajuns acasă, a rămas internată în spital, tot acasă așteptând-o în zadar, copilul într-o cameră plină cu jucării. Părul i-a căzut, la fel și cerul. Acum e mamă, o mamă mult prea firavă pentru a nu-și vedea copilul crescând, pentru a nu se bucura de tinerețea celor 23 de ani de viață. Cristina nu știe că viața ei este agățată de o sumă și nici că boala secolului, cancerul, o poate lua de lângă fetița ei. A dat viață unui suflet, dar riscă să rămână fără viață dacă nu o ajutăm. Să o ajutăm pe Cristina!